și discutăm acum despre o gafă monumentală făcută de Florin Barbu, ministrul agriculturii. Mai exact, ministrul agriculturii a găsit o modalitate inedită de a se apăra în scandalul stufului din Delta. Florin Barbu l-a adus în discuție pe fostul președinte Nicolae Ceaușescu, despre care a spus că nu degeaba considera stuful aurul verde al României. Răspunsul cu tentă nostalgică al ministrului a fost folosit de acesta pentru a justifica proiectul de lege prin care zona de stuf din Delta a fost reglementată drept pășune. De asemenea, Barbu a dat asigurări că modificarea s-a făcut prin respectarea legii. Acum nu vreau să exagerez. Președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea că degeaba că stuful este aurul verde al României. Președintele nostru a spus foarte clar, e aurul verde al României. Nu cred că a spus acest lucru dacă nu era adevărat. Și eu îl consider că este adevărat.